Bună dimineața! Avem outfit of the day pentru mersul la piață. A început ploaia. Deci nu cred. Eu sper că e așa doar cu norul și că până ajungem noi în cealaltă parte a orașului o să treacă. Mai eu pot să mănânc la 9 dimineața și ceva. Alexandra cu Flavisor Crucit ori zis, noi nu mâncăm așa ceva la asta. Toată lumea bea cafea, doar eu mănânc. Calendar. Și mașina asta. Wow. La clasă. Da, ce puta. Am zis și la ora ce îți place. Ia, uite, un tablou fain are domnul. Oh, aveți mai multe tablouri. Hai să vedem. Dar de unde o fi? Da. Vrei? Origini asiatice. Facem o farsă. Vreau să ne schimbăm noptierele. Vreau să ne schimbăm noptierele. Uite și măsuțele astea cât sunt de superbe. Veniți la Mimi și la Papu, luați vă ce vreți. Uite măsuța asta. Tu, Alejandra, vezi că eu nu te las să vinzi nimic din ce e acolo. E mobilă scumpă, e moștenire. Mamă, uite ce tot eram fană elefanțelul, ia uite-l pe asta. Și am ajuns și la partea de mobilă. Doamne, ce frumoase sunt. A, nu-s genul meu, nu se potrivesc cu casa, dar poți să apreciezi frumosul. Ia uite aici. Setor, setor. Ia uite ce și-a luat ale. Niam, 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 ce bun e! Deci aici suntem doar la jumătate din capacitate și mai avem și acolo în dreapta și în față. Mult, mult, mult. Asta e frumos, dar noi n-avem mare. Adică nu mi se pare că aici e gagica lui Flavius. Nu ne băgăm. Ăsta cu o ramă ar putea fi ceva de capul lui. Dar nu. Eu am ceva ceva acasă, îți dai seama că am acasă. Doar că mi-ar plăcea unul, uite așa, de cu sticla așa curată ca vaza. Uite. Aici vrei, Flavie, să servim un snack? Ce faină s-a astea. Uite, cât e de drăguță și asta. Haide, spăm. Hai să vedem. Mauam. Mamba. Acum eu încerc pentru prima oară. Copiii ăștia de aici că nu mai mâncat. Eu nu știu ce e asta. Nu, bine, le pui în vază pe toate și le cari toate. Auzi că nu-i bun cu cola. Dăm unul galben. Hai, Irmana, desfă. De no puedo. Să vedem, de ce e caramel? Gumă. Nu, e ca și gumă, dar o mănânci după aia. Și așa mi se dar nu e caramel. Rău de la, de la Fanta acum. Un pic și după aia îndrânghiți. Mulțumim! Nu pui, apoi nu mă punați. Eu sunt fermecată de tablouri, nu găsesc ce mi-ar plăcea mie. Un peisaj așa drăguț, cred că o să rămân totuși să-mi facă domnul de capuzel, dar voiam să vă arăt cât e de frumos acesta de zi. Trei bețivi la un han, dar nu contează. Ce frumos e lucrat, ce ramă frumoasă. Ia uite aici, pe goblet. Sunt și chestii din astea de mâncat. Și haine noi, și replici, și tot ce vrei. Dar... am plecat din Flavia și imediat lipită de ea este Piața Aurora. Și de cum am intrat am găsit cărți. Și în română, și în maghiară, probabil și în germană o să apară. Wow. Asta este de protocol, nu? Deci nu este cărți. La vânzare.
Deci, cea mai tare chestie este să auzi ce povestea oamenii. Că am găsit chestia asta, e o replică fină la tablouri, la din astea. După care, stați să treacă maneaua, că nu mă aud. Amintiri cu Flavius, că aici e deschis în permanență. Nu prea mai vine lumea, toată mea sunt tot în Flavio. Și am ajuns și la Bemax și mergem să căutăm un suport de chiuvetă. Dragilor, dacă tot a început săptămâna, am zis să încep și eu cu o curățenie. Așadar, am scuturat pături, am aspirat, am spălat pe jos, am curățat litiera pisicuțelor, tot frumos. Pentru că poi mâine, nu știu când, într-una din zile, o să vină oamenii să schimbe mobila de bucătărie. De fapt, nu o să o schimb pe toată, pentru că nu găsesc sensul, mai ales că nici nu gătesc aici, ci doar o să schimb ușile și aici o să înfoliez blatul. Hei, domnul! Nu aveți voie în curte când plouă afară? Ce credeți? Haideți jos, vă invit! Ne zdrăvănelu de el. Așa că, astăzi ne ocupăm de copii. Așteptăm să vedem dacă mai vine ceva comandă, că la Mob Expert știi când pui comanda, dar nu știi când o ridici. Și la una dintre comenzi am primit niște bănuți, s-au întors înapoi, sub formă de vouchere. Și am luat două covoare și un scaun pentru birou. Așadar, așteptăm să vedem acum e Flavii după ele. Cred că a venit un covor și un scaun. Și cred că în vlogul acesta vă pot arăta cabinetul efectiv 90% gata, căci mai rămâne covorul de aici care va fi folosit doar vara și da, pentru că vara Grecia va fi foarte rece, nu va mai porni căldura și iarna o să le iau ca să poată să iasă căldura din Grecia, tocmai pe invers. Și în august rămâne să vedem dacă facem sau nu baia. Rămâne să vedem pentru că vreau să fie așa un proiect pe care să-l fac eu cu Flavius. Să vedem dacă ne încometăm sau nu când venim din concediu. O să decidem atunci că evident că nu ne stă după cap. Așadar, dacă nu e super, super nevoie, nu ne grăbim. Voi ați vrea un pic afară, nu-i așa? Ce să vedeți? Nu se poate. Haideți să vă arăt că mă gândeam la niște cărți pe care le am și pe care parcă voiam să le vând, parcă nu voiam să le vând, dar totuși o să vreau să vi le dau vouă. Așa că hai să vi le arăt. Au venit băieții cu ușile. Și o să arate super. Și astea am gândit să fie mânerele. Astea să fie mari. Gen acolo, și acolo, și acolo. Poate și acolo, restul mai mici. Gata treaba pentru astăzi. Au terminat băieții.
prima parte, pot să zic, cea mai mare parte, demontat majoritatea ușilor și ar mai fi trebuit mască pentru aici, mască pentru jos și aici de schimbat protecția asta pentru apă, nu știu cum o cheamă, dar când s-a uitat domnul Marian și a văzut ce sertare am, a zis nu, nu pot să las așa mobilă frumoasă cu sertarele astea urâte. Eu nu știu dacă de la fata care a stat un pic la mine în chirie, dacă dinainte, este și tu cum arată asta și a zis nu, Doamne ferește, nu te las cu așa ceva, eu îți schimb tot. Așa că așteptăm mai o săptămână și apoi o să schimbe tot. Dar eu nu o să vă mai pun vouă cadrele, cum am zis. O să rămână să vi le arăt toate odată, pentru că trebuia să le pun cumva înainte de săptămâna mare. Așadar, o să fie puse în săptămâna mare toate. În final. Aici avem niște urme de degete oare? Sau ca de umbră? Da. Îmi place foarte mult. Arată! Bine, eu am ales chestia asta care se pune pe deasupra și fix așa ceva de genul o să vreau să fac și aici. Mi-am zis că dacă oricum o să o zgârie domnul, nu o să se mai vadă atât de tare. Oh, dar ce atlet, ce săritură, ce bravo, bravissimo, bravo, bravissimo. Așa, se pune pe vlog. Au terminat băieții și au zis că vor să facă și curat, să ducă jale și am zis, nu, ați făcut deja destule. Așadar, o să mă apuc eu să fac curat, dar voiam să vă arăt așa în linii mari, pentru că trebuie să aspir efectiv fiecare dulăpior, să-l șterg, să fac totul frumos, să pregătesc, apoi vine Flavius să schimbe chiuveta și să pună folie pe blatul ăsta, că vedeți, n-are nicio treabă. Dar eu vreau să vă invit să vă uitați așa pur și simplu și să-mi spuneți cât de tare deranjează ochiul faptul că aici este paleluceos și aici și mai avem pe undeva, nu, doar aici și aici. Sau merge așa? Sau ar trebui să pun folie din asta albă și pe aici? Cred că la final o să vă dați seama mai bine. Și masca asta super drăguță acolo. Trebuie să mutăm camera din partea aia acolo, să ajungă la priza aia. Și eu zic că toate o să se așeze super, super drăguți. Dar acum ne întoarcem la șmotru, pentru că aici este dezastru. Trebuie să aspir colțarul, husele sunt la spălat, altele sunt cumpărate pentru castea. Nici n-are rost, PC, n-are rost. Eu degeaba te fac de rușine pe YouTube, că tu tot faci la fel. Și să nu-mi ziceți să le tai gheruțele, că le tai, evident, gheruțele, dar na. Asta e treaba lor de pisici, că săracele, dacă ar avea măcar un ansamblu de joacă unde să-și ascută gheruțele, dar efectiv nu au, dragile, de ele. Așa, și vă arăt și biroul, că și biroul este praf, cu perne și pernuțe și laptopuri și lumânări și astea susele noi. Și asta e chiuveta și acum ne apucăm de treabă. Bine că sunt cărțile protejate. Tu ce faci acolo, mami? Te uiți să vezi dacă a venit pisim vizită la voi? Mai zic că trebuie să tundem și iarba, trebuie să le facem pe toate. Of, ce greu e și nici nu stăm la casă. Dar dacă mai stați și la casă. Gata, vă las și mă apuc de treabă. Psst. Hei, Becky! Este ora 8:30, e seară. Noi am reușit să punem tot înapoi la acest colțar. Am pus și brațele noi. Pisii doarme acolo. Nu știu dacă e obosită sau vrea să mă păcălească caz nu vrea să facă băiță. Nu știu, dar să încerc să nu cedez. Partea asta aranjată pentru copii. Aici mai trebuie să aspir acest stand sau ansamblu de joacă. Și după ce termină Flavii aici, să vedem ce și cum facem. Cam așa arată până acum. Și când vom pune și asta, o să fie superb. Și acolo jos, tot albă mască. O să fie ce trebuie. Noi ascultam muzica, tocmai de aceea am pus acum pe mute și vă pun eu voice-over. Este 11 noaptea. Și în sfârșit
lucrurile s-au așezat. Flavius a reușit să pună folia, a reușit să pună și chiuveta. Bineînțeles că mai trebuie tăiat acolo cu un diamant și pus și robinetul, dar n-au intrat zilele în sac, timp mai e. Dar mi-am zis să vă fac vouă acum videoul acesta, să vă iau și ultimul cadru ca să pot să vă arăt cât de minunat a ieșit mobila. Îmi place de nu mai pot, mi se pare că schimbă toată treaba. Ia uitați-vă. Dă lumină, e altceva și blatul ăla a plecat și parcă se pupă cu cealaltă mobilă din living și e ce trebuie. Voi ce ziceți? Cum vă pare? Bineînțeles că acum mă gândesc să schimb și plita și cuptorul și tot, dar mai stau puțin, că mă gândesc că nu le folosesc și să nu fie niște bani blocați. Haide că e aproape 11 până ajung și eu acasă. Ăștia doi ar dormi de nu mai pot ce ar dormi. Am zis să vă iau un ultim cadru. Ia uite ce fain arată și ușile și mobila. Tot și uite cât de bine se potrivește mobila de bucătărie cu cea de la Mob Expert. Mi se pare că e din același film și arată super, super fain. Da, parcă și spațiul e mai mare, parcă totul e mai fain. Asta cred că o să-l duc dincolo în birou, dar vedem. Bun, cam atât deocamdată. Închei aici, vă mulțumesc mult de tot dacă v-ați uitat până la ora asta, vă pup cu drag și ne revedem cu un nou videoclip, acuși, acuși, așa-i? Spuneți și voi, pa, pa și noapte bună, că ne punem la somnic, că azi n-ați putut să dormiți cât vreți, tu vrei la mine în brațe, măi, gărgăriță, n-ați putut să dormiți cât vreți, că băieții au făcut gălăgie, gata. Vă pupăm, noapte bună! Noapte bună!